Coordonatorul politic al ADN Brașov, Ionel Goidescu, și o parte din echipa lui au prezentat proiectul de campanie în ceea ce privește sistemul medical din județul Brașov. Numai puțin de 5 medici au fost prezenți la o discuție menită să aducă în atenția oamenilor proiectele echipei. Redeschiderea cabinetelor medicale în școli, grădinițe și creșe se află pe lista celor de la Alternativa pentru Demnitate Națională. Redeschiderea cabinetelor este în programul nostru pentru că la nivel de județ Brașov există 66 de cabinete, dintre care doar 50 sunt funcționale. Restul, din lipsă de fonduri sau din lipsă de personal, nu sunt deschise. Necesitatea redeschiderii sau deschiderii tuturor cabinetelor medicale din școli și grădinițe implicit este necesară datorită faptului că sunt copii, da? Fie în timpul orelor sau cât se află în programul de la creșă, da? Grădiniță, fac, știu, un pus sau febril, o reacție alergică sau, știu, o criză de astmă care pot fi rezolvată cât de cât la nivelul cabinetului din incinta instituției respective. Medicul stomatolog Roxana Moldovan a vorbit despre necesitatea unui cabinet medical stomatologic de urgență în Brașov. Din păcate, Brașovul este printre puținele județe din țară care nu au la ora actuală un cabinet în cadrul UPU, în cadrul Unității de Primiri Urgențe. Noi ne-am gândit că ar trebui să accelerăm aceste toate proiecte, să încercăm să realizăm acest cabinet, ca să venim în întâmpinarea cetățenilor care au nevoie de urgențe, cu atât mai mult cu cât, în urma ultimelor informații pe care le avem, nici măcar în sistemul privat nu ar mai exista sistem de urgență stomatologică. Înființarea centrelor de permanență care să asigure urgențele pe linia verde în fiecare cartier din Brașov este încă un punct important dezbătut de membrii ADN. Ce avem noi în plan în acești 4 ani? Este să reușim să deschidem în toate cartierele din Brașov, să deschidem un centru de permanență. Cum o să începem? O să începem în felul următor. În primul an, ca și model proiect, o să deschidem în cele mai mari aglomerări de persoane din orașul Brașov. Spitalul regional a fost unul dintre punctele atinse în dezbatere. În regim de gărzi ne chinuim tot așa cu pacienții să-i trimitem de la o locație la alta, cu ambulanțele, o să... E cât foarte de greu este și cât timp, de fapt, se pierde pe traseu? Foarte mult timp. Și sunt pacienți gravi care necesită diverse intervenții. Membrii ADN Brașov nu au uitat nici de necuvântătoare și s-au gândit la proiecte bine elaborate în ceea ce privește medicina veterinară. Gradul de civilizație al unei comunități se reflectă și modul în care comunitatea are grijă de animale. Autoritățile locale ar trebui să intervină mai mult în asigurarea unor adăposturi pentru animalele abandonate și am tot discutat până acum de sistemul de urgență la nivel uman, pe medicina umană. De ce nu? Ar trebui pe centre zonale să asigurăm tot așa un sistem de urgență, de medicină de urgență veterinară. Cornel Onescu, candidatul ADN la primăria Brașov, a avut un mesaj foarte clar pentru tineri. Am spus întotdeauna că tinerii sunt acumul Brașovului, deci nu ne gândim neapărat că tinerii vor fi viitorul Brașovului. Tinerii acum trebuie să ne reprezinte, să participe în toate deciziile care se iau la nivelul orașului. Ei acum trebuie să efectiv să se implice. Coordonatorul politic al ADN, Ionel Goidescu, a concluzionat discuția. Vreau să le mulțumesc colegilor mei care au dat curs astăzi de a veni și a prezenta o mică parte a programului nostru din zona de sănătate. Așa cum se poate observa, toți, absolut toți, sunt oameni din domeniul sănătății, oameni pregătiți, care au în spate un istoric, au realizări profesionale. Sunt convins că, așa cum arătăm noi, vom dovedi că suntem parte a schimbării la nivelul județului Brașov, a administrației publice, județene și locale, municipale, acolo unde vom candida.